Onciu și Rohețchi au părăsit sâmbătă cantonamentul de la Poiana Negri și au mers la Piatra Neamț pentru a negocia transferul la echipa pregătită de Florin Marin. Discuțiile nu au durat foarte mult, cei doi jucători suceveni semnând contractele până în 2014 cu gruparea nemțeană. Capitan al cetății în ultimele luni, Andrei Rohețchi, a mărturisit că cel mai mare regret la despărțirea de Suceava îl reprezintă faptul că nu a lucrat mai mult cu noua conducere. Sperăm să avem șansa să jucăm. Obiectivul nostru este să jucăm. O facem bine. Eu cred în șansa mea. Eu plec, sunt convins că nu plec cu prima șansă. Cred în șansa mea. Mie mi-a plăcut la Suceava, am lucrat bine. Și domnul primar ne-a ajutat cât a putut. Dar poate, să zic așa, în condițiile actuale, poate aș fi vrut să lucrez mai mult cu echipă tânără, cum suntem noi. Acum să fie un nou început, acum exact cum am început noi. Onciu și Rohețchi se află deja în lotul celor de la Piatra Neamț, iar luni au mers în București pentru a efectua vizita medicală cu noua lor echipă. Marți, lotul managerului Florin Marin se va deplasa în Italia pentru un turneu cu meciuri amicale.